Cu cât înaintăm în viață, cu atât ne convingem mai mult de două adevăruri care sunt totuși contradictorii. Cel din tâi constă în a vedea că, față de realitățile vieții, toate ficțiunile literaturii și artei rămân palide. Sigur că ele ne pot procura plăceri mai nobile decât cele ale vieții reale, însă rămân și ele doar ca niște visuri în care avem sentimente pe care nu le simțim în viață, și în care se conjugă forme pe care nu le-am putea întâlni în viață. Oricum, ele rămân mai cu seamă visuri, din care ne trezim fără amintiri, fără dorul după ele, cu care să trăim mai apoi o a doua viață. Al doilea adevăr este următorul: întrucât orice suflet nobil aspiră să parcurgă viața în întregimea ei. Să experimenteze toate lucrurile, toate locurile, toate sentimentele trăite. Toate acestea sunt imposibile. Viața poate fi trăită în întregime numai la modul subiectiv. Poate fi trăită în substanța ei totală numai negându-se pe sine. Sunt două adevăruri ireductibile unul la celălalt. Înțeleptul va trebui să se abțină potrivă să le conjuge sau să le respingă pe unul sau pe celălalt. Dar va trebui cu toate acestea să aleagă unul, ducând totuși dorul celuilalt adevăr, sau să le respingă pe amândouă, ridicându-se deasupra lui însuși în propria nirvana. Fericit cel care nu-i cere vieții mai mult decât ea îi dă în mod spontan, ghidându-se instinctiv ca pisicile, care caută un loc însorit când e soare sau un loc călduros oriunde când nu e soare. Fericit cine renunță la personalitatea lui, în favoarea imaginației lui, cine se bucură contemplând viețile altora, trăind. Nu toate impresiile, ci doar spectacolul extern al tuturor impresiilor. Fericit, în sfârșit, cine renunță la tot și căruia, tocmai fiindcă renunță, nu îi se poate nici lua, nici împuțina nimic. Țăranul, cititorul de romane, ascetul pur, iată-i pe cei trei fericiți ai vieții, căci tu trei renunță la personalitatea lor. Primul fiindcă trăiește din pur instinct, impersonal, cel de al doilea pentru că trăiește din imaginație, care este uitare, cel de al treilea fiindcă nu trăiește și, fiind totuși mort, doarme. Nimic nu mă mulțumește, nimic nu mă consolează, sunt sătul de toate, fie că ele există, fie că nu. Nu vreau nici să am suflet, nici să renunț la el. Doresc ceea ce nu doresc și renunț la ceea ce nu am. Nu pot să fiu nici nimic, nici totul. Sunt puntea de trecere între ceea ce nu am și ceea ce nu doresc.